Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, continuăm astăzi observarea sărbătorilor sfinte, sărbători pe care Dumnezeu le recomandă poporului evreu. Adesea, noi oamenii ne facem singuri sărbători și stabilim zile care să ne aducă aminte de evenimente importante, ceea ce nu este rău. Dar Dumnezeu oferă poporului său sărbători care nu doar să le aducă aminte de trecut, dar și să le îndrepte privirile către viitor, atunci când Mesia, izbăvirea, va veni printre ei. Tocmai pentru că cele mai multe din aceste sărbători ne vorbesc despre Domnul Isus, trebuie să le acordăm și noi o atenție adecvată. Revenim acum la capitolul 23 din Cartea Levitic, versetul 12, unde continuă descrierea sărbătorii primelor roade. În ziua când veți legăna nopul, spune cuvântul lui Dumnezeu, să aduceți ca ardere de tot Domnului un miel de un an fără cusur. Să adăugați la el două de efă din floarea făinii, frământată cu un de lemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului, și să aduceți o jerfă de băutură de un sfert de hin de vin. Să nu mâncați nici pâine, nici spice prăjite sau pisate până în ziua aceasta, când veți aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui, Jerfele însoțeau celebrarea acestei sărbători. Nu era inclusă nicio jerfă pentru păcat, deoarece aceasta era conținută în moartea lui Hristos când el a rezolvat problema păcatului. Aceste jerfe sunt de o mireazmă plăcută Domnului. Este ce spune Pavel în a doua epistolă adresată Corintenilor în capitolul 5. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, spune versetul 21. Sau în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 19. Peste puține vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Acesta este un adevăr glorios. Noua recoltă de grâu nu putea fi savurată până ce nu se aducea această jertfă înaintea lui Jehova. Moartea și învierea lui Hristos îl aduce pe cel credincios într-o nouă relație și noi binecuvântări. În același pasaj din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, Pavel spune așa, în versetul 17: Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aceasta nu înseamnă că se schimbă numai câteva obiceiuri. Înseamnă că suntem luați din vechiul Adam și suntem uniți cu Domnul Isus Hristos. Acum avem un scop nou, un țel nou, o viață nouă și o nouă bucurie nu așa că în aceste condiții vechile obiceiuri sunt puternic afectate? Domnul Iisus Hristos face toate lucrurile noi. Observați, vă rog, ordinea cronologică în care sunt prezentate aceste sărbători. Sărbătoarea Paștelui ne spune că Hristos, Paștele nostru, este jerfit pentru noi. Sărbătoarea azimilor simbolizează părtășia cu Hristos. Apoi, primele roade semnifică învierea lui Hristos, primul rod dintre cei înviați din morți. Acum ajungem la Rusalii. Dar a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce znopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați șapte săptămâni întregi. Să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al șaptelea sabat și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să observăm mai întâi câteva lucruri cu privire la această sărbătoare, pentru că se face prea mare caz de astăzi și se acordă o semnificație care, după mine, nu este biblică. Sărbătoarea rusalilor cădea întotdeauna în prima zi a săptămânii. Se numărau șapte sabate, ceea ce înseamnă șapte săptămâni, adică 49 de zile. Apoi, în a 50-a zi, ziua celui de al șaptelea sabat, prima zi a săptămânii respective era sărbătoarea rusalilor. Era la 50 de zile de la legănarea înaintea Domnului Aznopului din primele roade. Biserica s-a născut în prima zi a săptămânii. În prima zi a săptămânii a înviat Domnul nostru. Nu ne spune oare acest lucru ceva? Nu pare mai degrabă ciudat ca biserica să se întoarcă la vechiul sabat, care ține de vechea creație, când acum ea însă și este o creație nouă? Când se întâlnesc credincioșii în prima zi a săptămânii, ei sărbătoresc învierea Domnului Iisus Hristos și ziua de naștere a bisericii. Această sărbătoare mai este numită și sărbătoarea săptămânilor. Semnificația rusalilor nu este lăsată pe seama speculațiilor omului. În ziua cincizecimii, adică de rusalii, erau toți împreună în același loc și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în limbi după cum le-a dat Duhul să vorbească, Așa ne spun versetele 1 și 4 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Traducerea literală a versetului 1 este Și pe când se împlinea ziua cinzecimii. Aceasta nu înseamnă la miază sau la șase după amiază. Și pe când se împlinea ziua cinzecimii, înseamnă împlinirea scopului pentru care fusese dată această sărbătoare în Levitic, ea semnifică venirea Duhului Sfânt pentru botezul celor credincioși în trupul lui Hristos și chemarea în afara bisericii. Ziua cinzecimii este ziua de naștere a bisericii. Duhul Sfânt a venit la 50 de zile de la învierea lui Hristos. Dragii mei, Dumnezeu lucra conform calendarului său, întotdeauna la timpul hotărât de el. Evreii trebuia să aducă un dar de mâncare nou acesta era un prototip pentru biserică, pentru că biserica este ceva nou. Hristos nu ne-a spus că ne va da o haină veche pe care să o petecim noi. El a venit să aducă un veșmânt cu totul nou, o haină a neprihănirii. A fi în Hristos înseamnă a fi îmbrăcat cu neprihănirea Lui. Așa ne vede Dumnezeu acum. Trebuie să mai remarcăm și succesiunea evenimentelor. După învierea Domnului Isus, el s-a arătat viu vreme de 40 de zile. Apoi, chiar înainte de a se înălța la cer, el a spus alor săi să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui. El a mai spus că vor fi îmbrăcați cu putere de sus. În Cartea a Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 5, Domnul Isus le spune ucenicilor: Nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Zece zile mai târziu, adică în ziua cinzecimii, Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei. Dar să ne întoarcem acum la textul din Levitic, versetul 17. Să aduceți din locuințele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul. Observați ceva surprinzător în acest verset? Am spus că aluatul este simbolul răului și că nu trebuia să fie prezent în jerfe. Aici avem excepția de la regulă. Aceasta prefigurează biserica și este o jerfă nouă prin faptul că aluatul este inclus în ea. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, dragii mei, că răul există și în biserică. Acest lucru este evident și pentru un observator mai puțin atent. Aceasta ne arată biserica de aici, de pe pământ, așa cum o vedem și o cunoaștem cu toții principiul răului, din păcate, este prezent și în biserică. Numai puterea izbăvitoare a lui Dumnezeu și harul lui este aceea care curăță și păstrează curăția bisericii. Domnul a știut acest lucru cu multă vreme înainte ca biserica să ia ființă. Afară de aceste pâini să aduceți ca ardere de tot Domnului șapte miei de un an fără cusur, un vițel și doi berbeci. Să adăugați la ei darul de mâncare și jerfa de băutură obișnuite Cadar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. Să aduceți și un țap ca jerfă de ispășire și doi miei de un an ca jerfă de mulțumire. Preotul să lege în aceste dobitoace într-o parte și într-alta cadar dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei doi miei. Ele să fie închinate Domnului și să fie ale preotului. Toate jerfele trebuie aduse în acest moment. Tot ce este Hristos și tot ce a făcut el a fost încredințat bisericii. Credincioșii pot veni la el pentru orice, dragii mei. În primul rând, voi puteți veni la el pentru mântuire. Puteți veni la el pentru ajutor, pentru îndurare, pentru mângâiere și pentru înțelegere. Puteți apela la el în orice situație a vieții. Nu este interesant felul în care Domnul ne prezinte cele mai mari adevăruri. El folosește imagini în loc să apeleze la termenii teologiei. În aceeași zi să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Ei trebuia să se odihnească în ziua aceea și să înceteze orice lucru. La fel trebuie să facem și noi când venim la Hristos. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Cel puțin așa îi comunică Pavel lui Tit în epistola pe care o adresează în capitolul 3. Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lăsați nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În mijlocul sărbătorii, în mijlocul veseliei, cel sărac nu este uitat. La fel, nici străinul nu este trecut cu vederea. Aceasta este partea practică a lucrării bisericii și a tuturor credincioșilor. Noi am fost mântuiți prin har și trebuie să încercăm să ducem cuvântul lui Dumnezeu la cât mai mulți oameni să le fim de ajutor celor din jur în cât mai multe feluri. Nu cred că biserica are vreun drept să se angajeze în servicii sociale în care să nu prezinte Evanghelia. Da, trebuie să-i hrănim pe oameni, să venim în ajutorul celor în nevoie, dar pe lângă acestea trebuie să reducem și vestea bună a mântuirii. Trebuie să ținem seama de faptul că un om care nu are ce mânca nu va fi foarte dornic să asculte Evanghelia în același timp. Iacov are câteva lucruri de spus în această privință. Iată ce scrie el în capitolul 2 al epistolei sale. Frații mei, cei folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? tot așa și credința. Dacă n are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. arată credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică, acest seceriș, dragii mei, ne vorbește despre marele seceriș de la sfârșitul timpului, după răpirea bisericii, când Dumnezeu își va aminti de neamuri. Iacov spune, el, de bunăvoia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a fapturilor lui. Biserica primară era formată din evrei ca pârgă a celor ce urmau să vină, dar trebuia să fie urmată de o mulțime de credincioși din rândurile neamurilor. Domnul Isus ne vorbește în felul următor despre sfârșitul viacului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fii împărăției. Neghina sunt fii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului. Secerătorii sunt îngerii. Aceasta este judecata de la sfârșitul viacului. Îngerii nu au nicio legătură cu răpirea bisericii. Aici se are în vedere judecata care va veni. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, În luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sune de trâmbițe și o adunare sfântă. Atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă și să aduceți Domnului jerfe mistuite de foc. Data este foarte importantă aici. Trei sărbători au loc în luna a șaptea. Este un fel de lună sabatică, așa cum este o zi de sabat și un an sabatic. Această sărbătoare marca începutul anului civil, așa cum Paștele marca începutul anului religios. În timpul rătăcirii poporului Israel prin pustie, sunetul făcut de două trâmbițe de argint îi pornea pe israeliți la drum. Ei sunau din trâmbițe de șapte ori pentru a porni marșul. În Apocalipsa sunt menționate șapte trâmbițe care acoperă perioada necazului cel mare și care va anunța întoarcerea poporului Israel în țara sa pentru vremea împărăției. Înainte de restabilirea poporului Israel în țara sa, biserica va fi deja luată de pe pământ. Creștinii vor auzi glasul Domnului, care va fi ca sunetul unei trâmbițe. Cei lăsați pe pământ vor auzi sunetul trâmbiței. Iată ce spune Psalmul 89. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. Trâmbițele sunt asociate cu judecata care vine. Tocmai pentru că venea judecata, poporul mai avea nevoie de o sărbătoare care să le aducă aminte de un lucru extrem de important în acest context, ziua ispășirii. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, în ziua 10 acestei a șaptea luni va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă zmeriți sufletele și să aduceți domnului jerfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va zmeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă și să vă zmeriți sufletele în ziua aceasta. Din seara zilei a noua până în seara următoare să prăznuiți sabatul vostru. Am vorbit despre ziua ispășirii atunci când am studiat capitolul 16. Doar aș dori să remarcă, în acest fragment întâlnim de două ori expresia să vă zmeriți sufletele. Aceasta era mai degrabă o zi solemnă decât o sărbătoare, și de aceea se deosebea clar de restul sărbătorilor. Este interesant de remarcat și faptul că trâmbița suna în ziua ispășirii în anul de veselie, adică o dată la 50 de ani. Eliberarea există și vine odată ce este plătit prețul pentru mântuirea mea și a voastră. Acesta este anul de veselie. Ce an glorios trebuie să fi fost anul de veselie la evrei! Această veselie este exprimată și printr-o sărbătoare, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, În a 15 zi a acestei luni va fi sărbătoarea corturilor în cinstea Domnului timp de șapte zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de șapte zile să aduceți Domnului jerfe mistuite de foc. A opta zi să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului jerfe mistuite de foc aceasta să fie o adunare de sărbătoare. Să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Aceasta este cea de-a treia sărbătoare din luna a șaptea. Era și o aducere aminte minte și o sărbătoare profetică. Urma la numai câteva zile de ziua ispășirii. Ca aducerea minte, această sărbătoare le vorbea evreilor despre zilele rătăcirilor prin pustie, când locuiau în corturi. În același timp, sărbătoarea prefigurează vremea în care Dumnezeu le va ridica cu totul păcatul și vor locui în siguranță în țara promisă. Acestea sunt sărbătorile Domnului, în care veți vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jerfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mâncare, jerfe de vite și jerfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă. Afară de aceasta, să păziți sabatele Domnului și să vă aduceți darurile voastre Domnului. Să aduceți toate jerfele făcute pentru împlinirea unei juruințe și toate darurile voastre făcute de bunăvoie. Aici este o subliniere care arată importanța sărbătorilor și descoperă ce este pe placul lui Dumnezeu pentru binele poporului său. În a 15-a zi a lunii acestea, a șaptea, când veți strânge rodurile țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de șapte zile. Cea din tâi zi să fie o zi de odihnă și a opta să fie tot o zi de odihnă. În ziua întâi să luați poame din pomii cei mai frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălci de râu și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru șapte zile. În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în ziua Domnului timp de șapte zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a șaptea să o prăznuiți. Șapte zile să locuiți în corturi. Toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi, pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copilul lui Israel să locuiască în corturi, după ce am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Așa a spus Moise copiilor lui Israel care sunt sărbătorile Domnului. După Marea Zi a Ispășirii, când se făcea o ispășire totală a păcatelor poporului și când se adunau recoltele și roadele câmpului, era sărbătorită cu bucurie această ocazie specială. În acest timp, poporul trebuia să locuiască în corturi. Aceasta le amintea de pelerinajul lor prin pustie și, în același timp, le îndrepta privirile spre viitor. În epistola către Evrei, în capitolul 11, ni se spune că toți oamenii credinței din trecut au murit fără să aibă împlinirea făgăduințelor. Ei doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe. Au crezut în ele și în împlinirea lor. Ei așteptau cu nerăbdare ziua în care nu vor mai locui în corturi ca în pustie, ci vor ajunge în vremea mileniului. Aceasta este nădejdea acestui pământ. Aceasta ne vorbește despre bucuria finală și deplină a poporului lui Dumnezeu de pe pământ. Poporul său cel ceresc va fi cu el în noul Ierusalim, dragii mei. Dragi prieteni, ne așteaptă un viitor glorios. încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.